și pentru inima fiecăruia dintre noi. Te rugăm, Doamne, să zădărnicești orice lucrare a celui rău, dar opri scurgerea cuvântului și fă, Doamne, din inimile noastre un vas care să primească unde lemnul curat. Fă din viețile noastre vase deschise care să primească binecuvântarea de la Tine. Îți mulțumim pentru că putem să stăm la masa Ta în această dimineață și îți mulțumim, Doamne, pentru că la această masă suntem și împreună cu fratele Mircea Bucur. Binecuvântează-l, Doamne, și întărește-l în continuare. Amin. Îți mulțumim pentru frații noștri care s-au întors, pentru fratele Simeon și pentru sora Maria. Îți mulțumim, Doamne, pentru fratele Georgi Cociș, că l-ai adus și pe el cu bine înapoi. Și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Frați și surori, o să am câteva anunțuri și eventual o să repet o parte dintre ele înainte de a se încheia serviciu. Ne bucurăm, așa cum am amintit, căci frații noștri, fratele Simeon, sora Maria și fratele George s-au întors înapoi, Domnul să-i binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul că au ajuns să nădăjduim cu bine și ne bucurăm să-i revedem. După ce o să am anunțurile, o să-l rog pe fratele Simeon dacă are un salut în dimineața aceasta să ne-l aducă. După masă, dacă dorește fratele George Cocis să aibă un salut care să ne-l aducă, îl ascultăm și pe el, Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Ne bucurăm de asemenea în mod deosebit ca să avem împreună cu noi un om pe care îl consider un sfânt, și anume fratele Igor Baghirov, un om care se dedică pentru Dumnezeu, așa cum puțin mai procedează în America de Nord, predicând celui mai dificil popor din cât există, și anume evreilor Evanghelia. Nu este misiune mai grea decât să ai de lucru să le spui la evrei de Iisus. Trezește sentimente de ură, sentimente de dispreț, de batjocură, câteodată și violență. Câteodată, când eram în Toronto, în 2002, am auzit de cazuri în care evreii au devenit violenți, agresând fizic pe cei care le predicau Evanghelia. Fratele, de asemenea, merge în locuri publice, în orașele americane și predică pe stradă. Un lucru care poate pot să enumer pe degetele de la două mâini, câți păstori mai procedează așa în toată America de Nord, în mijlocul miilor de biserici care există aici. De aceea, fratele, pentru mine este un sfânt, este un om care parcă e coborât așa din faptele apostolilor. Domnul să-l binecuvânteze. Pentru el vom avea o colectă specială în această dimineață și noi, în felul acesta, suntem părtași la lucrarea de predicare a Evangheliei între evrei și pe străzi în America de Nord. Noi nu facem asta, dar fratele este dispus să facă. Și el poate să facă pentru că noi și alte biserici, mai puțin, mai mult, fiecare biserică cât e de mare, sprijină, bănește lucrarea care dânsul are. Domnul să-l binecuvânteze. Și colecta din această dimineață, eu vom da ca să o folosească, așa cum știe el, în lucrarea lui Dumnezeu. Duminica viitoare, suntem o parte dintre noi la Kitchener, și anume nădăjduiesc să putem cânta cu toate formațiile bisericii acolo, cu corul bărbătesc, cu fanfara, cu tinerii. Vom avea un timp special duminica viitoare, de aceea îl anunț acum și o să-l mai repet mai la sfârșitul serviciului. De la 10 la 11 vom avea rugăciune dimineață, dar atât. Deci dimineața vom avea numai ora de rugăciune de la 10 la 11. De ce? Pentru că la 1:30 toți cei care plecăm ne întâlnim la Tim Horton pe Manning. Acolo este de regulă în locul nostru de întâlnire. Și ne vom duce la biserica unde slujește fratele Ionică Raca pentru serviciu de 5 după masă. Planul inițial era să mergem de dimineață, dar dimineața e obligația lor ca să fie cu biserica canadiană într-un singur serviciu comun special. Așa li s-a cerut și atunci vom merge numai după masă. În a treia duminică, deci nu ne mai vedem cu unii frați și surori, s-ar putea să nu ne mai vedem duminica viitoare, dar vă spun de acum,
În a treia duminică avem un safir din Toronto. Unii vor veni de sâmbătă, n-au cerut găzduire. Și vom avea corul din Toronto duminica în 15 și fratele păstor va fi aici. Vom avea masă comună. Vă rog toate familiile să vă pregătiți cu câte ceva ca să susțineți părtășia noastră la masă comună. Repet, în 15, deci a treia duminică, vom avea corul și păstorul din Toronto care vor sta împreună cu noi toată ziua. Dimineața serviciu obișnuit de la 10, mai apoi cel târziu la 2, a doilea serviciu. Domnul să-i binecuvânteze. Și nu uităm, în ultima duminică, în a 5-a, vom avea picnicul bisericii care va fi la parcul Optimist. Dimineața de la 10. Haideți, înainte de a cânta o cântare spre slava Domnului, să dăruim Domnului darul nostru de bunăvoie. Colecta o vom avea totuși după mesaj. M-am gândit să avem colecta după mesaj totuși. Vom avea o cântare după ce fratele Simeon va aduce salutul. Vom avea o cântare. În timpul ăsta îl invit pe fratele Baghirov să vină sus și fratele Liviu îl va traduce și după cântare și după ce vom citi textul, va vorbi fratele din cuvântul Domnului, Domnul să-l binecuvânteze. Frate Simeon. Pace, fraților. Pace, Domnule. Și binecuvântat de Domnul. Amin. Și te binecuvântează, va fi binecuvântat în veci. Rămâne binecuvântat de Domnul. Amin. Mă bucur că v-am întâlnit din nou. Dar i-aș fi vrut să mai stau acolo. M-am simțit bine în România, între frați acolo. Și în prima duminică am fost în Timișoara. În trei biserici am fost în Timișoara. Pare rău că lui frate sunt aici. Dar o să-i comunic mesurile. Am fost la Biserica Emanuel, numărul 3, cum îi spune, de dimineață. Am fost singur, am fost cu frații Borloveni, cu fanfara. După aia, după masă de la 3:30, ne-am dus într-o suburbie a Timișorului, Corciora, cam așa ceva, zice, nu mă aduc bine aminte, și de la 6 a fost în Giroc. Deci, întâi biserici. A doua duminică am fost de dimineață la mine în biserică, în comună. După masă ne-am dus la Bolova cu încă doi frați. Duminica a treia a venit fratele Lazar, Arnold, păstor la Bolova, a venit la noi la Dimboca de dimineață. După masă m-am dus la Bolvarnița iară. Și abia a patra duminică, a stat toată duminica în biserică, după masă, a venit un grup de copii de la Felix. Acolo sunt mai multe case de orfelinat, acolo un cartier, acolo cu mai mult case pentru orfelinat acolo. Și a fost fratele Mircea Filip cu ei, cu grupul ăsta. Mircea Filip e în Arizona. Și joi, iar am fost în comună, a fost sărbătoare. Știți ce sărbătoare a fost joi? Slavă Domnului! Și acum, frații ăștia, cei de la Bolova au venit salut. Efeseni 6, 23 și 24. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.
în curăție. Amin. Amin. Și cei de la Bolvar, salut, trebuie salut și cei din Giroc, Arizona, Corinteni, să vi-l citesc. Doi Corinteni, 5 cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cei din Caransebe, după ce s-a terminat cu grupul ăsta de copii de la orfelinat din la Felix, ne-am dus și noi. Am fost și eu la Caransebe și urmez și acolo. Și cei din Caransebe, salutul a fost din Colosei. Coloseni 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Iertați-mă, frate, că a fost cam lung salutul ăsta. Și ce să vă zic, fraților, încercați să mergeți în țară. Pentru mine, vă spun drept, eu m-am lucrat. M-am simțit bine. Încercați și dumneavoastră. Și cine vrea, poate să meargă și în Israel. Să viziteze și Israel. Din țară. Mulțumim. Cei mai mulți dintre noi ne dăm toată silința să mergem în țară, ori de câte ori ne permite bugetul și timpul, slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți să cântăm o cântare spre slava Domnului și în timpul ăsta o să-l anunț pe fratele Igor Baghirov să vină la amvon. In the time of the song, please, dear pastor, come here. Să cântăm din cântarea de la numărul 23. Thank you.
ridicați și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Yes. Romans chapter 10, verses 14. Yes, okay. Pace. Pace. Let's read from the Word of God. Romans chapter 10, verses 14 and 15. Romans chapter 10, verses 14 and 15. Thank you. Haideți să citim din Romani, capitolul 10, versetul 14 and 15. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. We may be seated. Pace. What a privilege I have to be with you again. Ce privilegiu am ca să fiu împreună cu dumneavoastră din nou. And I worship God of Abraham, Isaac and Jacob together. Ca să slujim pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov împreună. And we are so blessed. Și suntem așa de binecuvântați. That we have this place. Ca să fim în acest loc. Which God chose. Pe care Dumnezeu l-a ales. That we as His church could come and worship and praise our God. În care să venim să ne închinăm Dumnezeului nostru. And thank Him. Și să-i mulțumim cu mulțumiri. Especially for hope of salvation we have in Jesus Christ. În mod special pentru salvarea pe care o avem primită prin Domnul Iisus Hristos. To worship God with thankfulness. Ca să-l mulțumim pe Dumnezeu. With thankful heart. Cu inimi mulțumitoare. That we may see His light. Ca să fim luminile Lui. To know Him that He is the Lord God. Să-l cunoaștem că El este un Dumnezeu al dragostei. Who created heaven and earth. Cel care a creat pământul și cerurile. And everything what is in the heaven and on the earth. Și totul ce este găsește în ceruri și pe pământ. And bow before Him. Și să ne închinăm Lui. Again to see His light. Ca să îi vedem luminile Lui. Because only in the light of our Lord Jesus Christ we can see ourselves and our needs in Him. Pentru că doar prin lumina Domnului Iisus Hristos ne putem vedea pe noi înșine ca să fim mântuiți. That we may humble ourselves. Ca să putem să ne smerim înaintea Sa. And remember when we do not understand different things happens in our life. Și amintiți-vă când nu înțelegem anumite lucruri care se întâmplă în viețile noastre. We are blessed to continue trusting in the Lord. Suntem binecuvântați prin faptul că putem să ne încredem în Domnul nostru. As God continues to prepare us for His kingdom, He teaches us. Domnul ne continuă ca să ne prepare pentru împărăția Sa. So we may become a simple Christians. Să fim și să devenim creștini simpli sau să trăim ca și creștini simpli. Disciples, followers of Christ. Discipolii, cei care l-au urmat pe Domnul Iisus. To know how to love more. Să fim și noi ca ei, să știm ca să iubim mai mult. To learn how to forgive more. Să înțelegem, să învățăm ca să iertăm mai mult. To really crucify ourselves. În realitate să fim crucificați cu adevărat. And be like our Lord Jesus. Să fim ca și Domnul Iisus Hristos. May Lord bless us today. Domnul să ne binecuvinteze astăzi. To value the blessings we have as a church to continue to learn from His word. Prin toate binecuvântările, all the blessings. Value the blessings to continue to learn from the word of God. Continuând de a învăța din cuvântul Domnului. And remember, și amintiți-vă, that Sunday is the first day. It's not day off. Este it's a Sunday. Prima zi, nu este ziua liberă, which God also chose. Pe care Domnul ne-a ales-o.
to bless us as his people. Să ne binecuvânteze pe noi ca și copiii ai săi. I also want to thank you so much for your prayers. În același timp doresc să vă mulțumesc mult pentru rugăciunile dumneavoastră. For your financial support of Bethel Ministry. Pentru suportul financiar al dumneavoastră pentru această lucrare. And before I'm going to preach. Și înainte de a începe a predica cuvântul. And we're going to talk today about a story happened more than 2500 years ago. Am de gând să vorbesc în această zi despre o poveste sau despre o întâmplare petrecută cu mai mult de 2500 de ani în urmă. We're going to speak about God's plan on this earth. Am de gând să vorbesc despre planul Domnului pe pământul nostru. But before I want to update about the ministry and just to share with you. Înainte de aceasta aș dori ca să vă aduc la zi cu întâmplările din lucrare. As we continue to share gospel, în timp ce continui sau continuăm ca să propovăduim evanghelia. And it is the blessings to continue share. Este o binecuvântare de a continua să propovăduiesc evanghelia. Don't forget that God also wants to use that you continue to share gospel. Și să nu uităm că și pe dumneavoastră Domnul dorește a vă folosi ca să propovăduiți evanghelia. Especially in the area where you live. În mod special în locurile în care locuiți. Don't wait that some missionary is going to come to Windsor. Nu trebuie să așteptați ca un lucrător să vină la Windsor and do work for you. Și să facă această lucrare pentru dumneavoastră. Does God love Windsor? Aceasta este dragostea lui Dumnezeu pentru orașul Windsor? What do you think? Ce considerați dumneavoastră? But why do you think that God loves the Windsor? De ce credeți dumneavoastră că Domnul iubește Windsorul? Because your church is here. Pentru că biserica dumneavoastră este în locul acesta. Your church is also here. Biserica dumneavoastră este de asemenea aici. As a believers. Biserica în mod general este aici și pentru noi ca și creștini în Domnul Iisus. That you proclaim his glory among people in Windsor. Ca voi să proclamați gloria Domnului Iisus în Windsor. God wants to use you. Dumnezeu dorește ca să vă folosească pe voi. Because you know Jesus. Pentru că îl cunoașteți pe Domnul Iisus. And God loves Windsor and people who live in this city. Și Dumnezeu de asemenea iubește orașul Windsor și toată populația. God doesn't want that people in Windsor who don't know the Lord will die forever. God doesn't want that people who don't know the Lord die forever. Dumnezeu nu dorește ca lumea care locuiește în Windsor, care nu-l cunoaște pe el, să moară și să ajungă în iad. But you need to tell these people about way of salvation. Voi trebuie ca să faceți lucrul acesta, să proclamați, să-l faceți de cunoscut pe Dumnezeu oamenilor care nu-l cunosc în orașul Windsor. I cannot save people, you cannot save people. Noi nu putem ca să salvăm oamenii, doar Domnul Iisus Hristos poate face lucrul acesta. But we can tell them about who can Dar le save putem them. Spune despre cine poate să-i salveze. Don't forget about this. Nu uitați lucrul acesta, vă rog. You can do it. Ați putea să o faceți? Again, it's not easy to share gospel. Într-adevăr, nu este ușor de a propovădui evanghelia. But as a born again Christian, you can do it. Dar ca și creștin, puteți să o faceți. And I'm not talking about to move to different country. Lucru de a vă muta în altă țară. Or become full-time missionary. De a deveni misionari. I know that you work. You don't have a time. You're very busy. Lucrați și aveți viețile voastre, sunteți ocupați. But you buy gas at gas stations. Dar prin gas stations, prin benzinării. You buy bread grocery stores. Vă mai opriți, cumpărați pâine sau benzină. You buy coffee at Starbucks coffee there you. Cafea la Starbucks. I love my ice cream at McDonald's. I love ice cream at McDonald's. Amen. Mie îmi place îmi place înghețată la McDonald's. We have 1 2 3 4 5 minutes we have. Couple și minutes. În timp de 2 3 4 minute pe care le avem acolo. To tell cashier. Avem posibilitatea worker, de a spune
oamenilor de acolo care lucrează sau oamenii în prejurul nostru loves despre him Domnul or her. Iisus Hristos, că El ne iubește și iubește. Just remember a couple words. Doar amintiți-vă două, trei cuvinte. Be faithful in this small. Fiți încredințați. And this small part. Fiți pe lucrarea aceasta, în această lucrare mică of your faith. Small part of a credinței dumneavoastră pe care o puteți propaga în jurul dumneavoastră. I don't know how many people you have here in the church, maybe 50, 60, 70 as a members, I mean. Câți membri sunteți în biserica dumneavoastră, poate 50, 60? But could you imagine if we're going to start speak about Jesus? V-ați putea imagina dacă am începe fiecare să spunem despre Domnul Iisus Hristos în orașul 2 minutes, 1, 3 minutes in a per day, let's say like this. Să zicem cel puțin 2 sau 3 pe zi în lucrarea aceasta. So stores in Windsor, gas stations in Windsor, McDonald's, Burger King, I don't know, but they're going to start to receive this message. La benzinării, la restaurante, la atâtea locuri în care puteți merge. We call the wonderful news. Să le spunem newsurile binecuvântate. Be encouraged. Fiți încurajați. God loves you. Dumnezeu vă iubește. Iisus te iubește. And he wants to use you. Și dorește să ne folosească pe fiecare în parte. We don't have a lot of time. You know, nu avem foarte mult timp. You see what's going on in the world. Vedeți ce se întâmplă în jurul dumneavoastră? Bless yourself by God's power. Bless yourself. Yeah. Fiți binecuvântați în puterea lui Dumnezeu. By sharing the gospel. Prin faptul de a împărtăși lucrarea și evanghelia. Because God already gave you these blessings. Because God already gave you these blessings. Pentru că Dumnezeu deja v-a binecuvântat cu aceste lucruri. Yes, a lot of people, most people, they don't want to hear the gospel. Este adevărat că mulți sau putem spune cei mai mulți nu doresc să asculte, să audă propovăduirea evangheliei. Don't be discouraged. Nu fiți descurajați. Our target is share gospel. A lucrarea aceasta și lucrul acesta este ca să propovăduim evanghelia. And pray for people. Și să ne rugăm pentru oameni. Ask mercies for them. Să ne rugăm pentru a avea binecuvântare. Because we are saved by mercies too. Pentru că și noi suntem binecuvântați și suntem salvați prin dragostea Domnului Iisus Hristos. Unfortunately, most people may decline your witnesses. Unfortunately, right? Yes. Most people will decline your witnesses. Din nefericire, foarte multă lume, foarte mult popor ei vor respinge cuvântul. But you continue share. Dar totuși, continuați de a propovădui evanghelia. So we continue as a ministry, continue share gospel in America and Canada. Și noi continuăm de a propovădui evanghelia în America și în Canada. Streets, bus stations, parks, public, personal, în colleges. Parcuri, la gas stations, la benzinării, la restaurante. Different areas. Tot felul de locuri diferite. Couple months ago, cu două luni în urmă, we have witnessed in Toronto. Am fost și am propovăduit evanghelia în Toronto. With a couple brothers from Romanian church there. Cu doi frați români din biserica română acolo, de acolo din loc. But we witnessed underground, on subway. Dar am propovăduit în metro. Thank you. Metro. În locul de metrou. So many people. De ce nu? Pentru că sunt foarte mulți oameni acolo și așteaptă pentru metrou, pentru tren. First we met was a Chinese lady. Pe prima care am găsit-o a fost o doamnă din China, who told me that she converted to Islam from Christianity. Care mi-a spus că s-a convertit de la creștinism la islamism. I was shocked at the beginning. Am fost șocat la început. But she realized if she would be true Christian, she never would convert to Islam. Dar îmi dau seama că dacă într-adevăr ar fi fost cu adevărat o creștină adevărată, niciodată nu ar fi trecut la islamism. She was from Indonesia. A fost din Indonezia. They live a lot of Chinese, but most people are Muslims. Unde se află foarte mulți
chinezi, dar majoritatea oamenilor din Indonezia sunt musulmani. But I witnessed to her. Și i-am spus Evanghelia. And I told her about my father who was a Muslim. Și i-am spus despre tatăl meu care de asemenea a fost un musulman. You remember that my mother was a Jewish. Vă amintiți că mama mea a But my father was a Muslim. Israelită, dar tatăl meu a fost musulman. I used this. Am folosit aceste lucruri. I used this background. Am folosit acest lucru din viața mea. So I witnessed to her from the position of the Muslim, former Muslim, because I grew up as a Muslim. Și în felul acesta i-am spus din poziția unuia care a fost în această situație. Praise God, she took some Christian literature from us. Fie Domnul lăudat că a luat totuși literatură creștină de la noi. Inside a train I met a family from India. În metrou am întâlnit o familie indiană din India. She got a Christian literature from us. Și la fel și ea a primit de la noi literatură creștină. We also witnessed some Canadians. Am propovăduit și unora din poporul canadian. We also met two Russian, young Russian speaking ladies. De asemenea și unor femei din Rusia. Can you imagine one Muslim Russian speaking and one Buddhist Russian speaking? Vă puteți imagina say that again? One Buddhist and one Muslim Russian speaking ladies. În același loc femei din Rusia care sunt și una budistă, una musulmană. But both of them, praise God, accepted New Testaments. Dar mulțumesc Domnului că ambele au primit Noul Testament. Also we use grocery stores, the European grocery stores. Și totodată am folosit ocazia de a propovădui și în magazine europene. Dear youth, if you do not study, you do not work on Saturdays, use this time, go to the grocery stores. You have Romanian grocery stores? Dacă aveți timp, yes, we do. Dacă aveți timp și în timpul dumneavoastră de sâmbătă și nu sunteți foarte ocupați, puteți face lucrul acesta la magazinul românesc. When I passed board, I was driving through the area and I look on the left and read a Romanian cathedral, I believe, the church, yes. Big church. Când there. Am trecut granița și veneam spre biserică, m-am uitat pe stânga și am văzut catedrala română ortodoxă. I believe that they also used this Romanian grocery store. Și sunt convins că și ei folosesc magazinul românesc. And just imagine you're going to be there. Și imaginați-vă că you could be there. Puteți fi acolo și tell them about the gospel. And tell them, share them. Și putem ca să împărtășim scriptura, să împărtășim lucrarea Domnului cu ei. And tell them that you are from the Romanian Baptist Church. Și spuneți-le că sunteți din Biserica Baptistă. Don't worry, they may scare you. You know, as Orthodox Catholic, they scare when they hear, you know, Baptist or something like that, you know. Ei s-ar putea speria auzind că dumneavoastră sunteți baptiști. But you invite them, say, okay, come and see what's going here. Dar spuneți-le totuși, invitați-i ca să vină să vadă ce se întâmplă la noi în biserică. And remember, even one is important for the Lord. Și amintiți-vă că fiecare dintre noi este important pentru Domnul. So in Sacramento, California. Apoi în Sacramento, în California. I was just entered store. Am fost într-un magazin. And I saw three ladies. Și am văzut acolo trei doamne. And something I felt in my heart. Și am simțit în timpul acesta ceva în inima mea. Three ladies, but they were so tired. Pentru aceste trei doamne care arătau foarte obosite și aveau fețele acoperite ca și musulmancele. They're just not Muslim, like right, just right. Covered. And they start to speak. Cu toate că nu erau musulmani, ci aveau fețele acoperite themselves. Și au început să vorbească unele cu altele. And I heard a language. And I heard a language they were speaking. Și am auzit limba pe care o vorbeau. And I said, Lord, I heard this language but cannot remember. Îmi spunea mie însumi, Doamne, am auzit această limbă, dar nu pot să-mi amintesc ce limbă poate să fie. So I came to them. Și am venit la dumnealor. Start to share gospel.
Și am început să le spun și lor despre Evanghelie. And after asked them. Și apoi le-am întrebat. Where are you from? De unde sunteți? They said we are from Romania. Și spuneau că suntem din România. I said, but you didn't speak Romanian. Dar le-am spus, dumneavoastră n-ați vorbit românește. And I said, I know a lot of Romanian friends and I know how Romanian language is sound. Și le-am spus că am mulți prieteni români și îmi dau seama cum limba română se aude și you know whom did I met? Gypsy, sure, they were gypsy from Romania. Am întâlnit acolo, am întâlnit yes. Țiganci. They say yes, we are Țigan. Și au spus da, într-adevăr suntem țigani. But God touched their hearts. Iar Dumnezeu le-a atins inimile. I continue witness, they open their hearts for the gospel. Și am continuat ca să le spun despre Dumnezeu, ca să-și deschidă inimile pentru Dumnezeu. I offered them English Bibles. Le-am oferit Biblii engleze, în limba engleză. But they say that they cannot, they don't speak English well. Dar spuneau pentru că nu vorbesc bine românește. N-au primit. I asked them, what about if we're going to give them Romanian Bibles? Și le-am spus totuși, dar atunci ați dorit să primiți Biblie în limba română? But I didn't have with me and I offered them to mail it, to send Și nu aveam, pe care nu le aveam cu mine, dar le-am oferit ca să le trimit prin poștă. Now, store owner was there. Apoi, în timpul acesta, proprietarul, patronul a fost acolo, al acestui magazin care era creștin. And he told me that he knows their, și mi-a spus că el cunoaște pe acești romi. They usually come and buy from de obicei vin și cumpără din acest magazin. And he said that we could send Bibles to him and he is going to give them back. Și s-a oferit ca să trimitem la dumnealui la magazin Biblii pentru aceste persoane și el le va împărtăși, le va da. And we already sent. Și deja am făcut lucrul acesta. Please pray that vă rugăm ca să vă rugați women pentru aceste femeii romi could have this book of life. Ca și ele să poată să Bible. Aibă aceste Biblii. The store owner said that unfortunately he didn't see them for already more than one month or even more. The store owner told me that he didn't see them for a long time. Și apoi proprietarul mi-a spus că nu le-a mai văzut de foarte multă vreme. You know that chips they move all the time different areas. Și cunoașteți dumneavoastră că romii de obicei se mută peste tot. Please pray that they will come to this store to get these Bibles. Ca să vă rugați ca el dacă aceste persoane dacă vor veni din nou la magazin să primească Bibliile. Because God loves all people. Pentru că Dumnezeu iubește toată lumea. And sure we have so many testimonies. Și de asemenea aș avea foarte multe întâmplări de spus But în felul acesta. But we're going to watch a couple videos and I'm going to start to preach. Și ne vom uita la niște videos din biserică, apoi vom intra please, în cuvânt. We could start the first one with the sound, please. We use the malls for witnesses. Le folosim pe toate acestea pentru a-l propovădui pe Domnul. This is a mall in Sacramento. Acesta este la mall în Sacramento. There are two Israelis. It's an Israeli store. Jewish. Acesta este un magazin evreiesc. This is a young man who is standing. Acest tânăr care stă în picioare. You could see it. He became so angry. You look at him. Look at him. Să vă dați seama că a devenit foarte nervos și supărat. I thought he's going to hit me now, you know. Mă gândeam că vine să mă lovească. He was so angry that I started to share about Jesus. Era foarte nervos pentru faptul că am împărtășit lucrarea Domnului Iisus Hristos. But another Israeli who is sitting. Dar celălalt tânăr care stătea jos. Going to open his heart to accept your testimony. Praise God. El și-a deschis inima ca să accepte lucrarea și business, mea. Salon, beauty salon. Acesta este businessul lor. Beauty salon. Este un salon de cosmetică. Yeah. Please, next one. Următorul video. It's going to be Seattle. We are in the 9 states in America and also try to do some work in Canada. Is But this Seattle? Is Seattle, Seattle, Washington. Acesta este în Seattle, downtown. Washington în centrul orașului Seattle. With couple young brothers who were helping Sunt me. Sunt împreună cu
doi frați mai tineri care ajută. We use the bus station. Noi folosim în locul acesta for stația de autobuz ca să putem să împărtășim Evanghelia. Very simple message. It's always messages should be doar mesaje simple și de obicei este bine ca să propovăduim cu mesaje simple și scurte. 5-7 minutes, no more. Între 5 și 7 minute, nu mai mult. We met so many gay people there. Am întâlnit foarte mulți homosexuali acolo. I remember two young ladies, one of them told me that she's gay. Am întâlnit o tânără care mi-a spus că și ea este homosexual. And I responded by saying that. Și am răspuns prin faptul that I'm not judging her. I-am răspuns în felul următor că eu nu sunt un judecător. But the word of God says that gay is a sin. Dar cuvântul Domnului spune că a fi homosexual este un păcat. And that God loves her. Și că Dumnezeu o iubește și pe ea. And God wants that she'll repent. Și că Dumnezeu o dorește și pe ea ca să se pocăiască. And change her life. Și să își schimbe viața. She started to cry, but unfortunately not because word of God touched her. A început să plângă, dar din nefericire nu pentru că Dumnezeu a atins-o, but because she became a little bit upset. Dar pentru faptul că a devenit supărată. That I told her that gay is a sin. Și că i-am spus că homosexualitatea este un păcat. Within 2 days. În câteva zile. We met more than 500 or 600 people, even am more. Am întâlnit mai între 5 și 600 de persoane, dacă and nu especially mai multe. Next day when we witnessed. În mod special în următoarea zi când so noi am many people were waiting for their buses, unde persoane așteptau în stația de autobuz. And when we loudly preached the word, loudly preached the word. Și noi predicam cuvântul. I counted that vedeți, more than 40. 40 more people were listened every, let's say, 20 minutes. Ne-am putut da seama și were listening. Număra mai mult de 40 sau 50 de persoane care ascultau. So I think you could do it this work in Windsor. Și cred că și dumneavoastră puteți face lucrul acesta în Windsor. You could see that it's not hard. Puteți vedea că nu este greu. Sure, it's sometimes it's you don't know how you could start it. Sure, you it's sometimes you don't know how to start it. Este adevărat că de multe ori nu vedeți că nu vă puteți da seama cum să începeți. But if you wish, we could do it together in Windsor. Dar dacă doriți, o putem face împreună. Even after service today. Chiar și după serviciul de dimineață. I have a time. Ziua aceasta eu am. I have at least 3 hours. Eu am cel puțin 3 ore. Maybe even more. Poate mai mult. Do you want to take me to downtown? Doriți să mă luați să mergem în centrul orașului? Let's haideți, go. Haideți să mergem. After the service today. După serviciul de dimineață. We could just share gospel. Unde putem să facem lucrul acesta? Maybe we could go to the Romanian grocery store after the service? Eventual la piață, la magazinul românesc. Let's go. Let's I have all literature with me. Haideți să mergem, să o facem. I have a Bible in my car. Că am literatură cu mine creștină. Let's go. Haideți să maybe mergem. Somebody. Eventual cineva. Maybe not today if you can don't have a time. Let's go next time. Iar dacă nu astăzi, poate în altă vreme. Or just go yourself. Cu altă ocazie. Don't wait that somebody going to come. Nu așteptați ca să vină cineva. Do the work. Faceți și dumneavoastră lucrul acesta. Next video, the last one. Lucrul lui Dumnezeu, vă rugăm să so it was Thursday and it's this is a Friday next day. Deci cel trecut a fost joi, acesta este ziua de vineri. Video care îl vedem so acum. You're going to hear some people, you know, it's always a position when you share gospel, when you do something for Lord. Din totdeauna este o poziție când împărtășim Evanghelia screaming, și curses, threats, persoane. Different things. Putem vedea lucruri diferite sau putem auzi lucruri diferite de la opoziție. You see people in front of me, maybe 15 people there. Vedeți persoane în fața mea acolo, posibil până la 15. They're going to tell me, oh, it was so wonderful day until you come. Mi-au spus că a fost o zi așa de frumoasă până sure. Ai venit tu, într-adevăr. But sometimes we don't want to share. Dar de multe ori noi nu dorim ca să împărtășim. Because we know that people going don't like.
pentru că știm că lumea nu va primi. And we decide, oh, better do not talk about Jesus. Și mai bine să nu împărtășesc despre. Oh, we may have a problems. Doar dacă se întâmplă să aibă probleme. But I want to ask, if not we, who are going to share? Dar am de gând ca să întreb, iar dacă nu eu, cine? Igor? Peter? Dacă nu noi, cine? Nicky? Igor, Petru, Nicky? You. Nu, ci you, tu. You have to share gospel. Tu trebuie ca să împărtășești Evanghelia. May the Lord bless you and thank you so much. Domnul să vă binecuvinteze și vă mulțumesc. That you are part and I know that you have a missionary heart. You have a missionary heart. Parte în această lucrare. You have a you are. Chiar dacă n-aveți o inimă de misionar, sunteți o parte in America, in pentru Canada. Acest lucru. Thank you so much. Pentru lucrarea din Canada, vă mulțumesc. Thank you so much. But if you wish to learn about our ministry, I have these flyers. Dacă doriți ca să învățați mai mult despre această lucrare, am we have a website. Și pe partea din spate. You could watch some more videos through the website. Puteți să vizionați videos prin internet. You also may have opportunity to receive my regular prolatus on monthly basis. Și totodată noi avem și lucrarea de a trimite newsletters. But you need to sign it for the letters. Fiecare lună, dar trebuie ca să semnați pentru aceasta, să vă puneți numele please, pentru aceasta please pray for us. De a primi și vă rog să vă rugați pentru mine. If Lord going to lead you to maybe support and help us. Aș dori ca să vă financially will be very appreciated. Ca să faceți și dumneavoastră lucrul acesta. And thank you so much. Vă mulțumesc. Let's open our Bibles again. Haideți să deschidem din nou Scriptura. I already said that we're going to talk about a story. Doream să vă spun despre o happened more than 2500 years ago. Mai mult de 2500 de ani în urmă. A story which teaches us how to be faithful to the Lord. O poveste care ne învață cum să fim credincioși Domnului. About the divine appointment. Este despre ungere divină. How to be dedicated to the Lord. Cum să fim dedicați pentru Domnul. And how do we participate in God's plan on this earth? Și cum să participăm în planul lui Dumnezeu de mântuire pentru lumea aceasta? Because God has a plan. Pentru că Dumnezeu are un plan. Plan of salvation already fulfilled at the Calvary. Planul salvării deja s-a împlinit la Calvar. But the period of grace is continuing. Dar perioada harului se continuă. And God is continuing to save people. Și Dumnezeu continuă de a salva suflete. But how do we participate in this? Cum participăm noi în acest plan, în această lucrare? Let's try to answer for the question. Try to answer? To answer for this question. Haideți să încercăm ca să răspundem la aceste întrebări. Let's see ourselves through the mirror of the Word of God. Haideți să ne vedem pe noi înșine prin oglinda and respond mirror of the word of God prin oglinda cuvântului și să răspundem the story of Nehemiah povestea lui Neemia. Let's open the first chapter. Haideți să deschidem la Neemia. I'm not going to read in English. I'm going to just to ask a brother read in Romanian as I want just to save a time. N-am de gând să citesc în engleză, am de gând doar să rog pe fratele să citească. Nehemiah, his name translated as God comforts. În românește și știm că tradus numele de Nehemia este Dumnezeu vine primul. Yeah, comforts. He was a first, right? Comfort. Oh, scuzați. Dumnezeu confortul nostru. Yes. Comfort. Yes. Nehemiah was a Jewish. Nehemia a fost un evreu who served as a cupbearer, care a servit ca și paharnic al împăratului, to the great king by name Ahasuerus. Împăratului Ahasuerus. Ahasuerus was a Medo-Persian king. Ahasuerus fiind împăratul persan. And Nehemiah was a descendant. Iar Nehemia a fost un descendent of Jews,
al evreilor, who were taken to the Babylon, care au fost luați în robie în Babilon, for 70 years as a slaves. For 70 years as a slaves. Pentru 70 de ani ca și robi. But let's read first three verses. Prima dată trei versete, three. Primele trei versete. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Mulțumesc, amen. So, Nehemiah as a Jew knew his roots. Deci, Nehemia ca și evreu cunoștea regulile sau legile. He thought about his people. Se gândea la poporul lui. He thought about the land of his fathers. Se gândea la țara părinților lui. Because situation in this time was very terrible in Judea. Pentru că situația în aceste timpuri era turbulentă în Iudeea. We know when God chose David. Știm că atunci când Dumnezeu l-a ales. 100 years before. How many? 100 years before. Cu sute de ani înainte când l-a and established a covenant with David. Și și-a stabilit legământul cu David. David loved the Lord. Dumnezeu l-a iubit pe David wants you build a temple for David the Lord. Și David dorind să construiască un templu pentru Dumnezeu. But because David had a lot of wars, God told him that not you but your son will build the temple. David a avut mult sânge pe mâinile lui în felul războaielor pe care le-a avut. Dumnezeu nu l-a vrut pe el. So Solomon his son built the temple, the first temple. Și l-a numit pe Solomon fiul lui David ca să-i construiască templul. God blessed the kingdom of Israel. Și în acel timp Dumnezeu a binecuvântat at the time of Solomon. Pe Israel. Yes. Now Solomon had a son by name Roboam. Iar Solomon avea un fiu cu numele de Roboam. And unfortunately in his time when Roboam was a king, Israel as a kingdom was divided. Din nefericire în timpul domniei lui Roboam s-a divizat împărăția lui Israel. For two parts. În două. Northern kingdom, împărăția de nord și împărăția de sud. And 10 tribes joined it. Northern kingdom they call as Israel kingdom. Și 10 triburi au venit în asociere cu împărăția de nord. And southern kingdom. Și împărăția de sud. And 2 tribes joined the southern kingdom. În care două triburi au Judas and Benjamin tribes. Iuda, triburile lui Iuda și lui Benjamin. And they started to call as Judea kingdom. Și au început să se numească împărăția lui Iudei. Now in 721 before Christ, in 721 years. În anul 721 înainte de Domnul Isus, the Assyrians destroyed northern kingdom. Asirienii au distrus împărăția de nord a celor 10 triburi ale lui Israel. 10 tribes. Și a luat pe cele 10 triburi ale lui Israel. And mixed with Gentiles. Și le-au amestecat cu neamurile. Pagans, Gentiles. Pagans, to destroy their identification, the Jewish identification. Ca să le distrugă identificarea lor evreiască. I believe you heard this term called the lost tribes of Israel. Și sunt convins că dumneavoastră ați auzit termenul. This is about the 10 tribes. De cele 10 triburi pierdute from ale the lui Northern Israel. Kingdom. Este vorba despre aceste 10 triburi ale lui but Israel. But they are not lost because nothing lost. Dar nu sunt pierdute pentru că maybe they are Romanians, pierdut. One of the tribe. We don't know. Probabil că maybe they are somebody. We don't know. Really, we don't know. Where nu are știm. They? But anyway, after that, deci oricum după acest lucru, Kingdom of Judea started to have problems. Kingdom of Judea started to have problems. Împărăția Iudeii a început de a avea probleme. But not with Assyrians. Dar nu cu asirienii. But with Babylonians now. Și cu babilonienii. Who conquered the Assyrian emperor? Care au it became the first emperor in the world.
care au cucerit împărăția Asiriei și au devenit prima putere mondială din vremurile acelea. From 605 through the 586 before Christ. Cam din 605 până în anul 585 înaintea Domnului Iisus Hristos. In 586 before Christ, you know, they destroyed, they conquered Jerusalem and destroyed the first temple. În anul 585 înainte de Domnul Iisus Hristos, ei au cucerit și au distrus templul, au cucerit Ierusalimul și au distrus templul. And took two tribes to the Babylon. Și au luat cele două triburi la Babilon. As slaves for 70 years. Ca și robi pentru o perioadă de 70 de ani. But after that. Dar după aceea, we see Persian. Vom vedea Persians, or Medo-Persians. Persia, or Medo-Persians. Medo-Persani. They destroyed Babylonian kingdom. Au distrus împărăția babiloniană. You remember the Daniel, book of Daniel. Vă amintiți de cartea lui Daniel? God revealed him a lot of things. God revealed him a lot of things. Dumnezeu a făcut prin el o mulțime de lucrări. Different things. Și a dăruit profeții prin Daniel. So Daniel prayed a lot about his people. Și în locul lui Daniel s-a rugat pentru foarte mulți oameni. And Cyrus, who was the first Persian king, Cyrus. Și Cirus era primul king persan pe vremea aceea. He was the first to give the Jewish people permission to. El a fost primul de a da permisiune evreilor to return ca să and se întoarcă și the să city and the temple. Reconstruiască orașul Ierusalim și templul. So Zerubbabel was the first leader. Și în timpul acela Zerubbabel a fost primul lider al lor. You could read this about what happened in chapter 4 Ezra, book of Ezra. Puteți citi lucrul acesta în cartea lui Ezra, capitolul 4. But when he went back, it was so many problems. Cum s-au întors înapoi și au fost foarte multe probleme. A lot of problems, but they after everything again they rebuilt it. Dar prin toate acestea, ei totuși au reconstruit Ierusalimul. Even so, much opposition was against him. Cu toate că aveau foarte multă opoziție împotriva lor și asta vine de la popoarele care erau atunci acolo așezate. He didn't want to have any relationship with the people who lived there. In Judea. Ei, deci cei care s-au întors din robie, nu aveau nicio relație cu popoarele care se aflau în timpul acela în Judea. Nu voiau să doreau ca să fie cu frică de Dumnezeu și să-l slujească pe Dumnezeu, să fie doar oamenii lui Dumnezeu. But the people anyway had a lot of problems, especially the spiritual problems. Și totuși popoarele oamenii ei aveau în timpul acela probleme spirituale. After foarte multe probleme. I'm not sure Tori maybe more years the Ezra went there. Apoi nu sunt sigur cam 20 de ani mai târziu so many years passed, but they still have a problem. Din nou și totuși aveau probleme. And now Nehemiah. Iar acum în timpul acesta Nehemia. Now I don't know how many years you live in Canada. Nu știu despre dumneavoastră câți ani ați locuit în Canada. But if somebody comes ani sunteți aici? From Romania. Dar când cineva vine din România. You met this person. Și ați întâlnit această persoană. I believe you asked this person what's going on there. Sunt convins că ați întrebat persoana venită de curând din țară ce se întâmplă în țară. You know, it's not easy life in Romania. Cu toate că știm că nu este viața ușoară în țară. But as a Romanian, you care. Ca și român. Vă pasă și întrebați. You wish in your heart that doriți it's going în inimile dumneavoastră ca să fie foarte bine, foarte frumos în țara noastră. You think about because you have roots. La lucrul acesta pentru că aveți rădăcini. Same myself. La fel și eu. I left my country. Mi-am părăsit țara. In 1988. În 1998. I am from Georgia, I live in Russia, sunt live in Israel, Georgia, live in Canada. Rusia, now apoi 17 am mers years in America. În Israel și sunt în America. How many years? In America 17. De 17 ani. And sure somebody comes from Georgia, my origin. Cu siguranță când cineva vine din Georgia, Rusia, I am asking originea mea, wonder. Îl întreb ce se întâmplă acolo. And I want to hear good news. Și mi-aș dori ca să but aud lucruri bune.
Most dar time din nefericire, de cele mai multe ori aud vești rele. Now, how acum, do we react when we hear bad news? Cum reacționăm când auzim vești rele? For example, Nehemiah asked the Jews who just returned. Nehemia a întrebat pe evreii care tocmai se întorseseră. And he knew that it's a problems there and he asked them what's going on there, maybe some good news going to you. Și el știa că sunt probleme acolo, dar totuși considera și spera că aude vești bune. But he heard the bad news. Dar totuși a auzit vești rele. When somebody comes and asks for the help. Când cineva vine și te întreabă pentru ajutor. Usually in the church they ask for prayers for finances. De obicei în biserică. I mean like a missionaries for example we are come we ask or people they need help. Sunteți întrebați pentru ajutor financiar sau altfel de ajutor? And we give, we respond. We give. Și noi dăm și răspundem la aceste lucrări. But if after that dar după aceea somebody going to tell something to us, cineva care ne spune un lucru, we're going to say, you know what? I prayed. I gave. Am de gând ca să spun, să știi că m-am rugat, am dat, nu este de ajuns? And one point, yes, this is enough. Și ca o idee, da, pe o parte, pe de o parte este de ajuns. But the true dedicated person, dar persoana cu adevărat dedicată. It's not only a person who prays or gives. Nu este doar o persoană care doar se roagă și dăruiește financiar. But also who practically participates. Dar care totuși practic participă în lucrarea Domnului. In a life of person who needs help. În lucrarea persoanei care ar întreba pentru ajutor. And Nehemiah was one of them. Iar Nehemia a fost unul dintre ei. He was a dedicated person. El a fost o persoană dedicată, because unul dintre Holy aceștia. Spirit firm him. Because? Firm, Holy Spirit firm him. Pentru că Duhul Sfânt l-a his conscience afirmat sau i-a vorbit minții sale and he start to act. Și el a început ca să acționeze. Let's read next verse 4. Să citim următorul de la versetul 4. Number 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. See how he loved his people? Vedeți din acest verset cum își iubește poporul de mult? But he not just loved his people just because he's people. Dar el nu iubește poporul pentru că este poporul evreu, poporul lui. He was a believer person. El a fost un credincios. He perfectly knew why God chose Israel. El a știut perfect de ce Dumnezeu a ales poporul Israel. And he perfectly knew that God has a plan. Iar știind aceasta, el a știut că Dumnezeu avea un through plan. People of Israel for all nations. Ca prin poporul Israel pentru toate națiunile. And he cared for God's plan. El who cared for the Nehemiah was caring Nehemia, or cared for the God's Nehemia plan. Îi păsa de planul lui Dumnezeu. He start to act. Și a acționat. He knew that only God can respond. Știind că numai Dumnezeu putea răspunde și a ajuta. This book telling us that couple months passed since Nehemiah start to pray and ask until God touched the king to respond. Cartea aceasta ne spune și ne arată că Nehemia cu două luni înainte s-a rugat și a postit și ca Dumnezeu să atingă inima lui împăratului ca să îi lase să facă lucrarea aceasta. What about if this would be taking even more time? Let's say even couple years. Dar dacă Nehemia și-ar fi luat ceva timp la a face lucrarea de a posti, do we need to stop or we need to be patient? Așteptăm. Așteptăm. Do we need to stop it to ask or be patient and faithful? Nu mai întrebăm sau trebuie să fim răbdători și în timp ce ne rugăm. Look, verse number 5. Versetul numărul 5. Și am zis: Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat,
Tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. See, he started from the praises. Vedeți cum a început cu mulțumire, cu laudă la adresa lui Dumnezeu. It's very important to praise our God. Este foarte important ca să lăudăm pe Dumnezeu. To confess him as a God Almighty. Ca să-l aducem pe el și să îl vestim pe el ca Dumnezeul cel mare și atotputernic. Este foarte important ca să-l cunoaștem ca și Dumnezeul cel mare. Verse 6, please. Regele cel mare, versetul numărul 6, să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Nehemia also knows that God is holy. Nehemia tot știe și lucrul că Dumnezeu este sfânt. And sure, when we also know we want to continue have a conversation relationship with God. Și cu siguranță că noi când continuăm și dorim să avem o relație cu Dumnezeu, we should be clean. Ar trebui să fim because we are as a human being we are sinners. Pentru că noi ca și oameni suntem păcătoși. But to be clean we need to repent. Dar ca să fim curățați trebuie să ne pocăim. But not just to repent because we need to get something from God. Și nu doar să ne pocăim ca să primim ceva de la Dumnezeu. But when Nehemiah started to pray. Dar când Nehemia a început să se roage. When he confesses the Lord as a God. Și când el îl spune pe Dumnezeu că este Dumnezeu cel mare. He saw the lightness of God. Vede lumina lui Dumnezeu. And through this lightness he saw himself. Și prin lumina lui Dumnezeu se vede pe el. And he saw that he is the sinner. Și se vede ca și păcătos. And he needs to be clean. Și are nevoie ca să fie curățit, să fie he needs to repent. Spălat de păcatul lui și are nevoie ca să se pocăiască. Because he humbled himself. Pentru că se umilește. He saw himself through the God's righteousness, through the God's holiness. Se vede prin dreptatea lui Dumnezeu și prin sfințenia lui Dumnezeu. That's why. De aceea. Because he humbled himself. Pentru că s-a umilit. Not just because he wanted to get something as nu doar pentru că dorea ca să primească ceva de la Dumnezeu. You know, I heard the stories. Să știți că am auzit multe when people need to be married, povești și întâmplări în care oameni doreau să se căsătorească. They have first to baptize. Iar pastorul le-a spus că prima dată trebuie să se boteze, iar apoi so he will fast, very fast baptize just because he wanted să se căsătorească și pentru acest fapt foarte repede ei doreau Jesus, ca să se, you know, just because they want to be married. Se poate căsători. But didn't know God. Dar nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. We need to see the differences. Aici trebuie să vedem diferențele. Nehemiah repented not because he wants something from God. Nehemia s-a pocăit nu pentru că dorea ceva de la Dumnezeu. But because the holiness of God convicted him as a sinner person. Because word of holiness God, of God pentru că convicted him. Pentru că ci cuvântul lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu l-a convicted, l-a convins pe el că este păcătos și trebuie să se pocăiască. And he's repenting. Și s-a pocăit. Now, when we repent, deci noi când ne pocăim, how do we repent? Cum ne pocăim? No, I don't want to ask you how you repent, it's your personal. Nu vă întreb cum vă pocăiți pentru că este personal, în sensul de a ne declara păcatele when, de a veni în fața lui Dumnezeu, pray, dar în același timp, în timp ce ne rugăm, we want to very fast ca să finish. Terminăm repede rugăciunea. By saying, Lord, you see all my sins, forgive everything. Prin faptul că spunem, Doamne, tu
ierzi toate all păcatele. All sins indeed until today. I made at until today. Și toate păcatele pe care le-am făcut până în ziua de astăzi, te rog să mi le ierți. Now, if you remember what kind of sin did you do? Dar când ne amintim ce fel de păcat am făcut, you need call each sin by name if you remember. Trebuie ca să spunem păcatul pe nume, acelui păcat pe care l-am făcut și îl mărturisim în fața lui Dumnezeu. If you lie, dacă mințim, and you remember, și dacă ți aduci aminte de el, say, Lord, I lied, forgive me for this sin. I lied, spui, sin. Doamne Dumnezeule, te rog, iartă-mă că am mințit și iartă-mă de păcatul acesta. If you do not remember, dacă nu-ți aduci aminte, it's different. Este diferit. But if you remember, dar dacă îți amintești păcatul acesta, you need to call sin by each name. Trebuie să-l spui pe nume, să-l mărturisești pe nume în fața Domnului. Because Lord, anyway, he already knows. Pentru că Dumnezeu deja cunoaște. But you need to see the sin. You need to see it. What kind, which sin did you do? Trebuie să știi, să vezi ce fel de păcat ai făcut pe care trebuie să-l mărturisim în fața Domnului. Now, even when we do this, deci doar dacă facem aceasta, we try to tell God, și încercăm să-i spunem lui Dumnezeu, who help us to sin. We want to defend ourselves, tell the God who helped us to sin. To sin? To sin. Oh, to sin, I'm sorry. To sin, not trebuie see să spunem aceasta lui Dumnezeu, cel care ne-a ajutat pe noi să vedem păcatul acesta, ce l-am făcut. We tell him, Lord, I sinned, but because this person. Îi spunem, Dumnezeule, this person. Acelei persoane, oh, because sau my wife. Oh, because my grandchildren. Mele, sau din cauza copiilor mei. Oh, because my husband. Sau din cauza soțului meu. We try to defend ourselves. Încercăm să ne apărăm pe noi înșine. But we don't need to defend ourselves. Dar nu trebuie să ne apărăm pe noi înșine. We ask the mercy for forgiveness. Trebuie doar să cerem the mercy. If we sin because somebody, mila lui Dumnezeu, și pentru că și dacă păcătuim din cauza God cuiva, knows what happened. Dumnezeu știe lucrul acesta. But maybe much more blessed is when we just ask and tell God, be merciful. Dar putem fi mult mai binecuvântați when we be merciful to me, just be much more blessed. Suntem mult mai binecuvântați când Dumnezeu este milos și îndurător față de noi. Now we also see that when we repent, totodată vedem când ne pocăim, and when we see that we could fix the problem we did by our sin, it's good to go and fix it. Când ne dăm seama că putem ca să reparăm păcatul ce l-am făcut, este bine ca să ne ducem să reparăm sau să nu-l facem? Sometimes we want to run. Câteodată dorim să alergăm? We don't want to return, we don't want to fix the problem we did. Sau nu dorim, alergăm să fugim de păcat sau nu dorim ca să reparăm această greșeală, acest păcat? For example, if I got some problems with a brother, dacă am ceva probleme cu prietenul, cu even fratele, for example, conflict, God knows who is guilty, for example. Chiar dacă Dumnezeu știe cine este vinovat în această but situație, if I repent and I see dar that dacă mă pocăiesc și văd the issue, și pot să repar această it's problemă, good calm to the brother, este bine ca the să vin la fratele meu și să repar această problemă. Also we see that Nehemiah is asking forgiveness for the house of Israel, for his fathers too. De asemenea vedem cum Neemia se roagă pentru casa lui Israel și cere iertarea păcatelor părinților lui. Do you pray for Romania? Vă rugați pentru România? I mean like a land of Romania, Romanian people, not only pentru here but also in the land. Nu doar de aici, ci România și poporul român din țară. It's important. Este important lucrul acesta. When we pray that more missionaries will be there. For example, if you pray for Romania, pray that more people will save there. Când ne rugăm, să ne rugăm ca mai mulți misionari să fie acolo pentru poporul român și ca să îi salveze. We always pray for Israel. Noi tot timpul ne rugăm pentru Israel. And not just because we are Jewish, but because we are Christians. That's why we pray for Jewish people. Nu doar pentru că suntem evrei, ci pentru că suntem because we are Christians.
ci pentru că suntem creștini. Because Bible encourages us to pray for Israel because salvation is from the Jews. Biblia ne cere lucrul acesta pentru că ne spune că salvarea vine de la evrei. But also we pray for Israel because we are connecting with the Jewish people because my mother was a Jew. Ne rugăm pentru Israel pentru că suntem conectați cu poporul Israel și totodată sunt și de acolo. Pray more for Romania. Vă rog, rugați-vă mai mult. But let's read next 7, 8 and 9, three verses. Citim în continuare versetul 7, 8 și 9. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și urânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Now, we all have a problem as a people. We all have a problem. Noi toți avem probleme ca și persoane. But if we want to win, we have to be such as Nehemiah and other heroes of the Bible. Dar să ne amintim și să fim și noi ca și Nehemia în rugăciunea sa pe care am citit. We see his faithfulness, we see his humbleness. Vedem credincioșia lui, umilința lui. Always if we want to win physically. Always if we want to win physically. Dacă dorim ca să câștigăm fizic. First we have to win spiritually. Prima dată trebuie câștigat spiritual. But to win spiritually we have to humble ourselves. Dar ca să câștigăm spiritual trebuie să ne umilim. But we as a people we always complain. Dar noi suntem persoane care Lord, why it happened with me? Doamne, ce s-a întâmplat cu mine? Lord, my neighbor there he sins much more. Doamne, vecinul de acolo it's just as example sins much more. El păcătuiește mult mai mult. But lives much better. Dar trăiește mult mai bine ca mine. We always complain. Noi tot timpul ca persoane ne plângem. Nehemiah is not complaining. Nehemia nu se plânge. He says, Lord, what happened with our people? El spune, Doamne, ce s-a întâmplat? All the punishments. Poporului meu, toate pedepsele. It's your justice. Este justiția ta, este drept din partea ta. We are guilty. Să faci aceasta pentru că noi suntem. We are guilty. Suntem vinovați. But be merciful to us. Te rugăm, fii milos față de noi. Nehemiah knew the word of God. Nehemia a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. And he said to the Lord according to the scriptures. Și spunea lucrurile acestea către Domnul în concordanță cu scripturile. Guilty Doamne, when we sin, spus, când noi suntem vinovați și păcătuim, tu ne pedepsești, dar you say if we're going to repent, dar dacă ne vom pocăi și ne vom întoarce de la păcatele noastre, tu ne vei ierta și ne vei ridica din nou. Nehemiah knew the word of God. Nehemia cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. It's very important that we remember and we know the word of God. Este important ca să ne amintim și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Especially when we pray. În mod special când ne rugăm. To remember everything God already revealed to us as his children. When we pray, când when we pray to remember everything what God already revealed to us as his children. Să ne amintim totul ceea ce Dumnezeu dorește de la noi ca și copii ai lui. That our prayer could be with a power and being courage. Ca rugăciunea să fie cu putere și curaj. God says that who is inside us more who is outside, right? Dumnezeu spune who's inside us more who is outside in this world. Cel ce este în noi este mai puternic de cel de afară. God revealed and promised to us a lot of things. That he's all promised to us a lot of things. Domnul Dumnezeu ne-a promis foarte multe lucruri. And that he always going to be with us. Că el totdeauna va fi cu noi. That when we going to confess our sins, he will forgive us. Iar dacă noi ne vom mărturisi păcatele, el ne va ierta. And verse 10, please. Versetul 10, vă rog. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. You see, he said that they are your people, Lord. Vedeți, el spune aici că ei sunt
poporul tău. There are people whom you chose. Pe care tu l-ai ales. We are God's people, brothers and sisters. Și noi de asemenea suntem poporul lui Dumnezeu. We are his church whom he redeemed. Și noi suntem câștigați prin sângele Domnului. For whom he gave his own life. Pe care el și-a dăruit viața pentru noi. Nehemiah, he had power, he had a great position. Nehemia avea putere și avea o poziție înaltă. But he didn't ask anybody. Dar nu a întrebat pe nimeni. For the situation. He asked only the Lord. Despre această situație de ajutor, ci l-a întrebat doar pe Dumnezeu. God uses people in this history. Domnul Dumnezeu se folosește de nothing oameni în această, to ask somebody about something. În această poveste, nothing wrong to ask somebody about something. Nothing to be wrong to ask people about something. Nu ca noi să fim nu este nimic greșit ca noi să întrebăm pe nu pentru faptul de a întreba pe cineva pentru ajutor, dar go ahead. But at first we need to know that our trust first is to the Lord, not to the people, but we trust only in God. Dar trebuie să fim conștienți de faptul de a avea încredere în Dumnezeu, în lucrarea sa, nu doar în oameni. What do you think, how much did Nehemiah receive as a cupbearer? A lot of money? Putem să ne gândim cât de mult câștiga Nehemia ca și paharnicul împăratului? Foarte mulți bani? Believe me, a lot of gold he received, yes. Good salary. A lot of gold. Credeți-mă că a primit foarte mult aur ca și salariu. I believe he lived in big house. Cred că el trăia într-o casă mare. He had a power. Avea putere. Authority. Autoritate. He lived in the capital city of the a locuit imperium. În capitala imperiului But care era. He decided to leave everything. He left everything. He dar quit everything. Care era Susa și el s-a decis ca să părăsească toate acestea. And went to the place where it was a dangerous. Și să meargă în locurile periculoase ale Ierusalimului în acel timp. Why? De ce oare? Because he was a dedicated person. Pentru că a fost o persoană dedicată. And he knew that God had a plan. God has a plan. Și știa că Dumnezeu are un plan. And God was looking for somebody who could fulfill this plan. Și Dumnezeu se uita pentru cineva care poate ca să, prin care poate ca să își îndeplinească acest plan. For this time. În mod special pentru acest timp. This story happened 2500 more than 2500 years ago. Această povestire s-a întâmplat mai mult de 2500 de ani în urmă. But God's still looking. Dar Dumnezeu încă se uită. He's looking in the Windsor and also asks a question. Chiar dacă lucrurile acelea sunt trecute, putem reveni în vremurile noastre când Dumnezeu se uită pentru oameni și are nevoie de oameni care să meargă în lucrarea sa. Let's watch when we're going to finish 11, please. Haideți să citim versetul numărul 11 cu care avem de gând 11, să terminăm. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Now Nehemiah knew that only God could help. Și știm că Nehemia cunoștea că doar Dumnezeu este cel care only poate să deschide uși să ajute. And we need to know this too. Și avem și noi nevoie să știm lucrul acesta. God touches hearts. Dumnezeu ne atinge inimile noastre. As the same way he touched the heart of the king. În acel mod și la fel ca și cum a atins inima regelui Ahasveros. To be sure when God touched the heart of the king and Nehemiah shared about everything he had in his heart. Pentru a fi sigur că Dumnezeu a atins inima împăratului și a pus în inima lui Nehemia. And king gave permission to Nehemiah. Împăratul a dat permisiune lui Nehemia pentru lucrarea aceasta. And Nehemiah went to the Judea. Nehemia s-a întors în Iudeea. He found his people there. Găsind poporul acolo. In a very, 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 very bad spiritual condition. În condiție spirituală foarte grea. Ezra was there already. Ezra era
în deja Ezra acolo, was a priest. Fiind Ezra fiind the Holy Script, they took the Torah, the law. Ei au luat Torah, five books of Moses, and they started cele cinci cărți ale lui Moise și au început să citească. They read a lot of time, many hours. Au citit pentru multe ore. And the word of God touched the hearts of people. Iar cuvântul lui Dumnezeu a atins inimile poporului. They saw themselves through the word of God. S-au văzut prin lumina celor citite. And they start to repent. Și au început să se pocăiască. And the nation of Israel. Iar națiunea lui Israel were restored. A fost regenerată. Because God had a people. Pentru că Dumnezeu a avut such Ezra, such Nehemiah. Ca și Ezra, ca și Nehemia. Today God wants to use us. Astăzi Dumnezeu vrea să ne folosească și pe noi. So many people around. Atâția oameni în prejurul nostru. Don't know God. Care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Let's share gospel. Să le spunem despre Domnul. Let's remember that God has a plan. Scripturile să le spunem că Dumnezeu are un plan pentru Windsor. And just finally, I want to tell you something. Iar la sfârșit doresc să vă spun ceva. Okay, Nehemiah, other heroes, a lot of people were killed even because they faith to Christ, to the God. Nehemiah. And other heroes of the Bible. Nehemia și ceilalți eroi ai Scripturii. Christian history. Toate persoanele care au fost ucise pentru cuvântul Domnului prin istoria creștină. But any all these examples. Și din toate aceste exemple cannot be to compare for what Jesus did. Nu poate fi comparat cu ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru Because noi. Because we can live, we can quit different things. Pentru că noi trăim și putem să lăsăm anumite lucruri. We could lose something. Putem pierde ceva. But we'll still as a human being. We still have. We'll still as a human being, as a people. Încă suntem persoane, oameni. Jesus it's not from the human being. Isus nu He's este not man. Un om ca și noi. Like a human being. He's the Lord God. El este Domnul Dumnezeu. He's a Aleph Tav, Alpha Omega. He's Aleph Tav, Alpha Omega. Alpha și Omega. And Bible says that he quit his glory, the glory of heaven. Iar Biblia ne arată că el a lăsat gloria din ceruri. And took a flesh, took a flesh. Și a luat ființă ca și noi. And we killed God. Și noi l-am ucis. Our sins, no Romans, no Jews, noi we as the sinners. Nu romanii, nu nu evrei, ci noi înșine ca și păcătoși. Our question is why Jesus. Întrebarea este de ce Domnul Iisus did this? A făcut aceasta. You know why? Știți de ce? Because the Son also knew that Father had a plan for the earth. Pentru că tot de asemenea și Domnul Iisus știa că Dumnezeu Father are also un plan, knew and he lived Tatăl are un plan by the plan of his Father. Și Domnul Iisus a trăit îndeplinind planul lui Dumnezeu. And the plan was Calvary. Iar acest plan a fost Calvarul. That's why Jesus left, quit. De aceea Domnul Iisus a părăsit împărăția gloria cerească și a luat ființă ca and și died și a murit and rose. Și a fost înviat. So may Lord bless us to remember. Să ne binecuvânteze Dumnezeu ca să ne amintim lucrul acesta. And this plan. Iar planul acesta finish yet. Încă nu este sfârșit. Plan to continue save lost souls. Este planul lui Dumnezeu care continuă de a salva suflete pierdute. Could we dedicate to this plan? Ne-am putea dedica pentru planul acesta? Are we? Suntem noi. Let's do it. În lucrul acesta, haideți să o facem. May the Lord bless you. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc, shalom, pace. Thank you. Thank pace, you so God much. Bless you. You too. Thank you. Thank you, Pastor. Mulțumim Domnului pentru această dimineață de cercetare și ce vreau să vă spun, fratele când m-a sunat în cursul săptămânii, mi-a zis, frate, dacă măcar 15 minute puteți să-mi dați, pentru că am din partea Domnului un mesaj special pentru Biserica de Windsor. Noi acum l-am auzit care a fost mesajul.
care înseamnă dedicare pentru Domnul. E ceea ce Domnul i-a pus pe inimă și ne-a dat Dumnezeu harul în această dimineață să fim cu acest apostol Pavel a vremurilor moderne. Domnul să-l binecuvânteze și dedicarea lui să fie molipsitoare pentru noi toți. Amin. Aș vrea să avem dăruirea darului nostru, dar mai înainte de asta aș mai vrea să repet câteva anunțuri. Frați și surori, în dimineața aceasta tot darul nostru bănesc va merge pentru lucrarea fratelui Igor Baghirov. În săptămâna în care intrăm ne vom ruga pentru sora Rosalia Lungu, sora Rozi, cum o știm, să o pomenim înaintea Domnului în fiecare zi a săptămânii. Duminica viitoare avem doar o oră de rugăciune de la 10 la 11 dimineață, pentru că la 1:30 toți cei care plecăm la Kitchener ne întâlnim la pe Manning la Tim Horton. După masă nu vom avea serviciu, repet, după masă, duminica viitoare, nu vom avea serviciu, vom avea aici, în casa Domnului, doar ora de rugăciune dimineață de la 10 la 11. În a treia duminică vom avea musafiri din Toronto, corul din Toronto, fratele păstor din Toronto și masa comună. Vă rog fiecare familie să pregătească, să aducă câte ceva la masa comună. În timpul unei cântări vom dărui Domnului darul nostru de bună voie care va merge pentru lucrarea misionară a fratelui. Și după ce fratele care va aduna colecta sau frații se vor ruga, se va ruga binecuvântarea din număr 6, fratele Igor Baghirov. Haideți să ne ridicăm și să cântăm o cântare. Six. Yeah, the chapter number 6. Do you want to do it in Romanian too, or just in the Hebrew? Yeah. Okay. Book of Numbers, chapter 6, verses 24, 25, and 26. Yevadehecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panaf elecha viyunecha. Issa Adonai panaf elecha. V'yasem lecha shalom. V'yasem lecha shalom, v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. In the name of Yeshua HaMashiach, our Lord God of Abraham, Yitzchak, and Yaakov, the Father, Son, and Holy Spirit. Alleluia. Amen.
Amin. Pace. Pacea Domnului. Vă rog, ocupați locurile. În timp ce ne pregătim și ne apropiem de masa Domnului, mai cântăm un verset sau două de cântare. Începând cu versetul 23, după ce voi citi cuvântul Domnului, fratele Emil ne va conduce în rugăciune de mulțumire și după aceea vă rog toți cei care vă împărtășiți la masa Domnului să rămâneți ridicați timp în care vom cânta o cântare și se va împărți pâinea. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în cer, venim înaintea ta să ne închinăm. Și dorim, Doamne, ca să ne curățești pe fiecare dintre noi. Amin. Te rugăm, Doamne. Dorim, Doamne, Tată, ca Tu să binecuvântezi acest moment ce solemn, Doamne, și la vrea, Doamne, ca să binecuvântezi fiecare om, Doamne, care te rugăm, Doamne, la masă. Amin. Rugăm, Doamne, ca să binecuvântezi această pâine, Doamne, care este trupul Tău, care a fost frânt și bătut pentru păcatele noastre. Da. Rugăm, Doamne, ca să ne binecuvântezi cu ascultarea Lui. Te rugăm, Doamne. Să ne binecuvântezi, Doamne, cu dorință și cu voință de a face voia Ta în fiecare zi. Te rugăm, Doamne. Și dorim, Doamne, ca numele Tău să fie binecuvântat și noi să fim sus de orice. În numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm. Amin. Amin. Rămâne ridicați și lăudăm pe Domnul cu cântare. Thank you.
ne spune Domnul. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Să mulțumim Domnului pentru rodul viței care aduce aminte de sângele Domnului Iisus și în rugăciune de mulțumire ne va conduce fratele Cristi. Doamne, Tatăl nostru care ești în cerul, te binecuvântăm, Doamne, pentru că în această dimineață am venit, Doamne, să ne aducem aminte de suferințele tale. Amin. Îți mulțumim pentru că ai murit pentru noi. Mulțumim. Îți mulțumim pentru sângele tău care s-a scurs pentru păcatul lor. Să ne binecuvântezi cu înțelepciune, să prețuim acest sânge. Amin. Binecuvântează acest vin care simbolizează sângele tău. Amin. Binecuvântează fiecare suflet și ajută-ne, Doamne, să trăim ca pentru tine. Amin. Să fie de acuși când merge. Amin. Amin. Să Domnul. Haideți, frați și surori, să venim înaintea Domnului cu mulțumire și îl rog pe fratele Deda să ne conducă în rugăciune de mulțumire și încheiere și mai apoi vom încheia cu o cântare serviciul din această după masă. Ne apropiem de tine, Tatăl nostru. Numele Sfânt al Domnului vostru, Iisus Hristos, care a venit pentru voi. Da. Am pus să fim cu voi împreună la masă aceasta, unde aici că nu vom mai bea până la cerul tău de anul. Te rugăm, Doamne, ca să ne dai puterea. Da. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne dai credință. Te rugăm, amin. Vreau să întindem în locul acesta, în locul acesta, amin. Este casa ta de rugăciune. Amin. Ne rugăm și te rugăm de familiile noastre. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne, poporul nostru român. Te rugăm, Doamne. Te strigăm pe tine, Doamne, să ai bine. Sfințească-ți numele Tău peste noi, viața ta. Amin. Mulțumim frumoși pentru cuvântul care am auzit în dimineața aceasta. Mulțumim, Doamne. Și de asemenea pe care te folosim. Te rugăm, Doamne. Și ne ajute, Doamne, să rămânem ascultători și încredători la mine. Da, Doamne. Amin.
Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață. Dimineața în care l-ai trimis pe omul tău în mijlocul nostru ca să ne aducă cuvântul vieții. Îți mulțumim pentru că ai dat ungerea Duhului Sfânt ca să vorbească mesajul tău în această dimineață. Și te rog, Doamne, să mă cercetezi pe mine și pe fiecare dintre noi să ne pocăim, Doamne, așa cum cere cuvântul tău, aici stând înaintea mesei tale, Doamne. Am văzut care este standardul care tu, Doamne, îl aștepți de la noi, dedicare și mărturie. Și ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să nu lăsăm să treacă anii, să nu lăsăm să treacă viața pe lângă noi și să nu fim dedicați pentru Tine și să nu fim mărturisitori a numelui Tău și a mântuirii Tale. Binecuvântează pe fratele nostru, binecuvântează-i lucrarea în continuare. Amin. Și nouă, Doamne, dă-ne tărie să stăm mai aproape de Tine în mărturisire și în lepădare de noi înșine. În numele Domnului nostru Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Thank you.